Așa. Și acum mai dăm drumul la mezeluri, facem mezeluri. Facem mezelurile. Deci, ați văzut că deja le-am pus în oală. Și începem acum să le gătim. Să vedeți cum o să le gătim, cum o să le facem și credeți-mă, sunt foarte bune. Eu nu am știut că se face chiar și mațele de la găini. Aici, la bunica, am aflat. La soacră mea, spune. Da, la soacră mea. Chiar de la ea am aflat. Eu n-am știut că se poate. Deci bunica mea și maica mea nu le-au făcut niciodată. Le-a dat la pisici să le mănânce. Da, uitați că se poate și așa. Deci mai este cine face, nu mi-ți prima. Da, mai este care știe să le facă, bineînțeles. Dar e mult de lucru până le spaci, până le freci cu, da. Cu zahăr. Cu zahăr, cu sare. Cu sare. Așa, deci astea sunt mațele. Asta e grăsimea. Ok. Deci grăsimea se pune? Da, da. Dacă nu doriți, atunci puteți să puneți grăsimea în supă. Dacă vreți să faceți o supă așa pe găină, puteți, că este o supă grozavă. Cine dorește. Așa și rumzacuie. Deci toate se taie așa cu bulețe, frumos. Ia ca așa. Așa. Deci parcă mă nervează la pasta. Păi, arunc-o. Deci astea vin toate prăjite. O să vedeți cum. Și merge super cu o mămăliguță faină. O mămăligă. Eu când tai gâscă, atunci pieptul fac, gâtul punem aici, pieptul fac sarmale. Și să dau una rânza, îmi place să o tai așa cu bulețe micuțe. Vă arăt. Vă arăt ca să vedeți. Uitați așa. Așa, și pun la sarmale, vedeți? Și mie îmi plăcea când găseam așa pericolii de fain. Super! Așa, și gâtul pui. Bun e și gâtul. Da, e bun și gâtul. Deci tot ce e acolo, în bolul ăla de inox, se pune la prăjit. Ficăței nu-i punem acum, îi punem la urmă. Dacă se prăjesc mai repede. Găinuțele stau așa frumos aici, în ligheanul ăsta. Da. Deci arată foarte bine. Sunt capacele care... Da.
Așa, asta rămâne aici să aștepte când le vine rândul. Asta îi de la ou. Deci a scăpat un ou. Uite-l aici. Da. Așa, acum numai ficatul am, nu? Așa. Și acum... Dăm drumul. Lasă. Mi-e milă de copiii mei să mănânce numai gâturile alea. Ce gât? Mama, două... Cât e? Patru. Patru? Okay. Patru gâturi și numai pipotă și picăței aia. Și? Și mi-e milă de voi. Ce? Și mi-e milă de voi. Dar nu strici găina pe noi. Lasă-mă. Nu, și ea te indică la mai gras. Îl pune în oală. Nu, lasă că e fain. Mamă, ce-a crezut că chiar pui o întregă? Păi eu știu. Odată ce îl tranșez, intră acolo. Uite numai legioarele astea, Lea. Și mai iau și de la asta. Deci, de la unul ei aripile, de la ala la altii ei. Tot aripi. Tot aripi. Ei, deci numai aripile le iei. Ok, am înțeles. Să fie cât de cât ceva carne. Cărnieța. Deci, ne. Să nu fie chiar nimic. Uite așa. Și gata, nu? Da. Ok. Asta e cea mai gustoasă carne în mezelurile astea. Uite așa. Stai da. Că mai este cât e o pană. Păi ce, mai mâncăm și penie. Mai mâncăm și penie, ce mai. De multe ori găseam și eu la străbunică mea, că ea nu vedea bine. Că era bătrână și mai găseam așa o pană la aripă, dar înțelegeam că nu a văzut. Că și ea când citea, avea o Biblie mică, când citea îi trebuia ochelarii, știi? Când avea timp. Și se punea în pat, acolo lângă gemuleț și mai citea așa un pic. Ce frumos! Da. Ori îmi cânta mie niște cântări din alea de biserică, știi? Mă puneam eu să cânte. Da, așa cum ar să minte. Da. Acolo, pe aragazul ăla frumos care ne face cu. Când am făcut mobila asta, n-am avut un pic de idee ca să nu fac pultul ăsta aici, să fi făcut, dar n-am avut loc să fie aici pult, aici apa și acolo aragaz. Da. Să fie tot, nu să trec eu tot drumul. Dar și asta e mare lucru. Eu am vrut aici la geam să-ți fie așa o masă, știi? Și eu am vrut. La geam, dar nu, și așa e bine. Bine, și așa. Și așa s-o putut face și așa am făcut. Dar nu-mi place că te trec drumul așa, dar asta e. Dar pe cât e acum? Da, dar nu-mi place, sincer. De multe ori nu-mi place. Ok, și acum? Nu-l pui pe ăsta mare? Nu. Ok. Că ăsta numai la mărgini mele, cum trebuie. Începem drumul. Așa-l pun pe ăsta, l-am putut atuna, nu? Tot aia, da. Și acum condimentăm? Da, da, unde-i sarea? Sarea, sarea, unde-o pleca sarea? Ia că uite aici. Teșec. Nu mă leag de sarea. Nu pune mult, că mațele încă îs sărate, să știți. Da. Așa. Punem puțin apă, dar nu știu unde e cana.
Cănuța ta acolo. Da. Ma toate s-au deranjat. A, prea mult. N-are nimic. Când scade apa asta, e gata tot. Pune și un capac. Așa. Așa. Acum facem curățenie, revenim. Uh-huh. Până atunci îmi pun puișorii mei în pungi și să le pun la congelator. Și îmi las eu ceva și pe mâine. Și facem mămăligă. Ok. Revenim. Da. Aici am pus deja picăței. Așa arată, vă arăt mai un pic când să fac. Și acum am pus apă pentru mămăligă. Punem sare. Așa. Și vă arătăm cum se face mămăliga. Așa, deci mămăliga cum fierbe și aici, uitați, face așa fain și gata, nu? Da, aici eu aș putea să las ca să se mai prăjească, dar mai repede e un fel de fier și când dă să se prăjească, deja eu le iau să aibă gustul ăla plăcut. Mă înțelegeți? Și gata. Mâncărica. Și se servește cu mămăliguță bună, 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 gustoasă. Bunica mea făcea ori, du-te, închide geam, ușa, te rog. Imediat. Natalia, uite ouăle care mai da să-ți le fac. Uite-le. Aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Mulțumim la Tatăl Ceresc că ne-a ajutat să găsim așa ceva. De la pâncota. Fiindcă, nu știu dacă știți despre ce e vorba, că am fost în Pâncota și am luat găinuțele alea și cocoșe și vă dau cuvântul meu că am pornit spre casă, că n-am avut ce să cumpăr. Și Dumnezeu m-a scos în cale, chiar atunci a venit omul și a lăsat găinuțele alea jos și cocoșe. Nu, Dumnezeu m-a ajutat ca să nu plec cu mâinile goale. Deci, eu v-am spus că Tatăl Ceresc este cu noi. În ultima clipă mi-a ajutat, dar am luat. Și aceasta este realizarea noastră, pe ziua de astăzi. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot. Și dacă vreți, vă arăt nu știu de ce am luat parcuria asta mică. Asta mai mare, să arăt că tot e fiert, frit. Deci când o da să se frigă, numai atunci, imediat am luat. Vă arăt mațele care le-am făcut. Unde? Astea? Da. Uitați, îs bine ferte. Vă dau cuvântul meu, că n-am mai mâncat așa ceva de... Cine știe? 20 de ani? 15 ani? 20 de ani, nu. Vreau 10 ani. De când nu mai ai citit masă? De când nu mai fost piață la noi? La noi a fost piață și eu am luat... 15 ani, sigură? Nu, 10-15 ani. Nu mai te juc acolo, că trebuie să fac poză. Nu, uite și pipă, te-o arătăm. Da, mami, vede, e bun. E fiert, aia vreau să arăt. Și mămăliga e faină și aici e fain și e super și ăsta. Gata.
se grăbește Dacian. Vă lăsăm cu bine, mulțumim la Tatăl Ceresc pentru toate și vă dorim o seară binecuvântată, că la noi deja lui, cred că... 8. 8, 20. Pace, la revedere! Pace!